Salut și bine să luăm în serios Survive pe canal. De data aceasta avem un joc care îmbină povestea cu supraviețuirea. Este vorba de The Long Dark, un joc deja cu vechime. A fost dezvoltat și reinventat ca acum să avem parte de modul Survival care este complet și modul de poveste care numără 3 episoade momentan, dar desigur că vor fi adăugate mai multe pe viitor, fiecare măsurând undeva la 3-5 ore cam de episod. Bine, sunt încă în dezvoltare, deci trebuie să înțelegem, băieții încă muncesc la asta. Totuși, jocul a ieșit din Early Access în 2017, deci jucăm versiunea finală. Bine, acțiunea are loc în partea de nord a Canadei, într-o zonă nepopulată, în mare parte, unde frigul și animale sălbatice sunt inamici, deci nu vom avea zombie, mutanți, nimic, doar natura. Totul începe cu caracterul nostru, pe nume Will Mackenzie, dar mai multe vom afla, desigur, începând povestea. Vom da aici New Game. Bine, vreau să vă arăt momentan că am dat calitate totul pe Ultra. Filmăm la 1080p 60 de FPS-uri. Aici am vrut să văd eu cam cum se mișcă jocul și cu ce se mănâncă, așa că vă dau acum New Game direct. Ok, deci jocul este unul hardcore survival, deci va trebui să mănânci, să bei, să dormi, să ai grijă să nu înghezi, deoarece temperaturile de afară sunt extrem de scăzute, nu vei rezista foarte mult fără o sursă de căldură. Mare parte va trebui să explorăm anumite zone în căutare de provizii și răspunsuri, deoarece vom juca modul story. Vom începe aici cu episodul 1. Ok, deci, bă, ce v-am spus eu? Spune că ne vom prăbuși cu avion. Bine, nu prea vreau spoilere, hai să începem. Ok, Green Survival, bine, aici sunt module, practic, easy, normal și hard. Vom da pe modul normal și vom începe. Cum să denumim povestea? E bine, povestea o vom denumi. Haide, să începem. Am auzit că în modul survival salvarea ți se șterge dacă pierzi jocul, deci dacă mori, dar în modul de supraviețuire nu se întâmplă chestia asta din fericire. Bă, deci îmi place la nebunie grafica asta. Începem. Uai, frate! Cred că jucăm și modul, adică jocul are mai multe tipuri de grafici. Știu că acum a adăugat grafica Redux și cred că pe aceasta o jucăm. Oricum, detaliile sunt la maxim, deci nu ar trebui să ne îngrijorăm pentru nimic. Acesta este caracterul nostru, deci cum am spus, Will McZ. Uite, lup aici, deci cum am spus, ne vom confrunta cu anumite animale sălbatice, lupi, uși, tot felul de chestii. Vom avea foarte multe arme, cuțite, arme de foc și așa mai departe. Nu știu aici, e cu muzica, e cu chestii, s-ar putea să fie și cu copyright. Vom vedea la editare acolo cum aranjăm chestiile în ordine, desigur. Și dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, chiar m-a ajutat foarte, foarte mult. Vedeți aici, uite, ba într-o parte, ba în alta, apare un scris acolo, spune cam cine au participat la crearea acestui joc. Îmi se pare foarte tare evoluția dezvoltatorilor, pentru că acest joc a fost inițial lansat pe Kickstarter în 2013, deci a fost făcut pe bază de donații sau cel puțin la început, era apoi mai târziu prin 2016 jocul am vândut peste 700.000 de copii, ceea ce mi se pare incredibil. Clar au avut un succes foarte mare cu acest titlu și se vede evoluția din 2013, pentru că știu jocul de foarte mult timp și bă, pot să dau un thumbs up acolo, un like 100%, deci jocul arată foarte foarte bine, trebuie să recunosc, îmi place foarte mult. Haideți să începem practic caracterele, povestea lor, pentru că aceasta a fost un fel de introducere, vreau să aflu și eu mai multe. Am făcut și eu acolo o mică introducere, clar, pentru că trebuie să știți și voi câte ceva înainte de a începe această serie super tare. Am calculat eu și cred că vor fi undeva la vreo 20 de episoade, toate cele 3 episoade ale jocului vor fi undeva la 20 de episoade pe canal. Și dacă vreți să o susțineți, nu uitați să apăsați butonul de like. Oricum, eu le voi juca pe toate atunci când vor apărea celelalte două, pentru că cred că în total vor fi 5, din ce am auzit. Ok. Și acum suntem practic în joc. Ok, deci a fost scena aia în care scotea o sticlă din mână. Deci, clar a fost, s-a prăbușit ceva. S-a prăbușit cu avionul sau ceva, iar acum ne dă
în prezent, cică, sau, bine, cu 12 ore mai devreme, parcă, jucam cărți sau ceva, dar jucam singur. Feels like another record cold snap on the way. Bine, am activat acolo și subtitrările pentru că, desigur, ne vor folosi destul de mult. Dar înainte de orice, voi veni aici la setări și voi spune, uite așa, voi vrea ca brightness-ul să fie ceva mai ok. Nu aici, ci cred că pe aici pe undeva, brightness-ul, nici aici. Ce cu toată chestia asta, accesibilitate, nici atât. Nu cred că avem așa chestie. Brightness-ul, brightness, nimic, nimic. Băi, deci nu putem să setăm nivelul de luminozitate, din păcate. Păcat, păcat, va trebui să jucăm, uite așa, dacă nu găsim setarea aceea. Uite, ăsta este jocul, am intrat oficial în The Long Dark. Aici avem statusurile noastre, inventarul și toate chestiile. Ok, deci să începem cu începutul. Hai să ne uităm la această hartă. Great Bear Island. Ok. A trebuit și eu să mă obișnuiesc puțin cu controlele, pentru că am mai jucat un pic la început, v-am spus, dar a fost cu câteva zile în urmă. Ok, deci spune spre tatăl său că obișnuia să zboare, ne-a arătat acea hartă. Bine, și noi suntem un pilot, deci Great, nu știu ce, spune acolo, ceva, o carte de vizită sau ceva, am luat un newsprint, chestiile astea ne vor folosi, desigur, cu stov nu avem nevoie de momentan. Am luat niște bucăți de lemne. Ok, ok. Bine, dacă luminozitatea nu este destul de mare acum, sigur că voi încerca acolo la editare să fac eu șmecherii, să mărim poate puțin luminozitatea, vom vedea. Vom vedea. Ok, deci, cam nimic important. Hai să mergem, uite, în această cameră. Dar care este scopul nostru? You are called. Start a fire, chica. Ok, breakdown. Avem nevoie de niște chestii din aia. Iar noi trebuie să ne ducem la acel șemineu acum. Ok, și pornește un foc. Start a fire. Starter nu avem. Acceleration opțional. Deci vom avea nevoie de niște chibrite. Chibrite pe care le găsim, uite, aici. Deci putem să venim acum să începem un foc. Start fire, desigur că dacă nu avem un accelerator, atunci focul va începe destul de greu și este, există o anumită șansă să dăm fail la începerea unui foc, ceea ce nu ar fi foarte bine. Haide, prinde-te. Mult mai bine, acum ne arată și temperatura și câte ore va dura acest foc. Take torch. Mâncare să fac? Nu am mâncare, dar pot să iau, uite, aici o torță. Destul de interesant. Dar acum vrem să ne băgăm, desigur, cred, în pat. Nu trebuie. Spune că trebuie să explorăm hangarul. Nu vreau să dau. Să o sting. Deci explorăm hangarul, mergem prin partea aceasta. Deci avem dita mai avionul pe aici. Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. Avem. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Spune acest avion. Să vedem ce avem în partea aceasta. Bă, nimic, doar destul de multe materiale. Îmi place foarte mult stilul grafic. Cred că am mai spus asta. Dar cheap electric crap. Am luat o chestie acolo, care cred că ne va folosi un pic. Chestia asta este electrică. Nu vreau să sting. De ce? Tot dă opțiunea să sting. Deschid aici. Ok, deja am explorat 3 din 5. 4 din 5. Pipes froze up again. Ok. Nu vreau să o arunc, desigur. Dar deja se și stinge această torță. Deci nu știu cât va mai ține. Dar, bă, ce putem găsi pe aici? Nu văd absolut nimic ce ne-ar putea folosi mai departe. Să vedem pe aici, prin birou, ce ne-a mai rămas. Nu văd absolut nimic, dar aici avem ceva chestii. Cred că sunt legate de poveste.
Dar, cum am spus și băiatul, trebuie să explorăm puțin hangarul. Că aici e nimic. Nici aici. Deci ar trebui să fac momentan. Aici avem inventarul la avion, hatch-ul. Ce ce, deci cred că am explorat cam tot. Dacă ne uităm și aici jos, nimic. Ok, deci spune că am putea să ne băgăm puțin la somn. Bag-te acolo, ne odihnim puțin și mergem mai departe. Ok. Eu știu că evenimentele parcurse de-a lungul poveștii sunt datorate unor anumite evenimente paranormale sau anumite calamități, dar acum trebuie să răspundem la acest telefon. Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Deci, ne-a sunat cineva. Well, slow down, Maureen. What are you talking about? Deci, cineva ne-a sunat, cineva pe care o știm, aparent. It's okay, Maureen. I've got it from here. A venit tipul ăsta, deci tipa aia ne-a anunțat că cineva are nevoie de un zbor sau ceva de genul. Hello, Will. Not Will? Ce faci aici? Cică? Cine este asta? A trecut ceva timp, cică? Da, ani. Nu am auzit de tine de când. Știu. Nu aș fi aici dacă nu era important. Bă, deci are o valiză acolo. Ce te aduce aici? Are you sick? Ești bolnavă? No, not me. But I need to get to someone who is. Dar trebuie să ducă la cineva care este bolnav. Bine. So you're still a doctor. Deci încă ești un doctor? Bă, deci aflăm mai multe despre acest caracter. I thought that after. Nu știu. Cred că vrea să o ajutăm. De ce ești aici? Deci da, are nevoie de ajutor. Are nevoie să ajungă la o comunitate izolată din nord, part of Canada, cred. I know. But I have to get there. Dar trebuie să ajungă acolo. Still trying to save the world, huh? Încă încearcă să salveze lumea. Somebody has to. Cineva trebuie să facă. Ce ar trebui să însemne? Will, I didn't come here to fight. Nu am venit aici să lupt despre trecut. Are nevoie de cineva care nu prea pune întrebări, cineva care ar putea să aibă încredere. Astrid, are you in trouble? Ai necazuri? Mă vei ajuta sau nu? What's in the case? Ce este în case? There's that thing about no questions, remember? Am spus să nu spui nicio întrebare. No. Ce este în case? Look. În valiză. The weather out there is bad. Bad. Vremea este foarte rea și devine din ce în ce mai rău. Hereafter, years. Deci, după ani, I could have been dead. You could have been. Credeam că ești mort și you want me to just risk my life flying into the middle of the great world of nowhere. Și pur și simplu, vrei să mă duc în pustiu cu tine, să duci un case de metal all because you walked in here and asked me to. Doar pentru că ai venit aici și m-ai întrebat. Yes. Da. Deci vrea să o ajutăm, cică. You can't bring him back. Nu poți să o aduci înapoi. Cine? Nu este despre asta, cică? No. You don't know, Mackenzie. You don't know. Bă, multe dialoguri aici. You don't think I feel it too? Are you going to take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Are timp pentru asta? The worse what will get? Why do I have to come back? Da, pentru că de aici începe acțiunea jocului. Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Să-și pună bagajele. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Și cred că ne pornim. Ok. Let's see. De aici începe acțiunea, practic. Ok, deci trebuie să facem, să încărcăm avionul, practic. Și trebuie să avem grijă de anumite chestii pe care le luăm cu noi. Să luăm valiza aceasta. Ce? Asta. Doctor, so we're covered there.
Ce aș mai putea eu să iau? Probably the asta. Astrid traveling pretty light. Wherever she's going. Aș mai putea să iau. Must not be planning to stay. Dar am luat, bă, destul de multe și înainte să mă pornesc. Hai să le băgăm în avion și să plecăm, cred. Bagă-le. Ok. Bagă valiza asta. Just need to grab my parka and we can go. Astrid, Astrid. Eu cred chestiile astea cred că le pot lua cu mine. Și poate putem să plecăm. Ne luăm parka noastră. Cred că asta, despre asta vorbește. Ok. Pornim, furtuna mare afară. Noi suntem pilot experimentat acolo, dar e grav rău de tot. Este inelul lor. Bă, de ce au fost căsătoriți? Și că poartă inelul lor. Au uitat să-l dea jos. Bă, deci băieții ăștia au fost împreună. Nu știu, povestea mi se pare foarte tare. Memorici. Credeam că voiai să uiți. Nu tot. Ar fi trebuit să am grijă de tine. E ok. Am fost ocupată și am mers mai departe. Lucrează de acum singură. Freelance doctor. That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane. Afară este o vreme. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight. Ok, mai vorbesc ei despre situația lor. Bă, deci au o relație specială aceștia. Și alegerile pe care le-a făcut pentru relația lor. E important ca să auzi asta. Lasă-mă să spun. Ceva este în neregulă. Ok, deci ceva se întâmplă. Este bine. Nu mai avem putere, adică nu mai avem electricitate. Ce se întâmplă? Că nu avem electricitate, ne ducem în jos. Prinde cu pași printre chestii. Mamă, deci vă dați seama, un accident cu mașina te distruge, dar unul cu avionul? Nici nu vreau să mă gândesc încă. Cred că scena e de la început, știți? Uite, scena asta. Cred că băiatul nostru a scăpat ușor. Ușor, foarte ușor, uitați. Dați-vă un pic în jur. Totul este distrus, băguit. Și cu o bucată de sticlă în mână. Deci am scăpat foarte bine, pot să spun. Astrid! Astrid. Bă, nu știu cât de vie este Astrid-a ta. Da, cred că mai este. Trebuie să ajungem acolo, cică. Deci am avut noroc de copacii care ne-au încetinit. Ok. Chapterul al doilea. Bă, ce avem la noi în primul rând? Hai să vedem ce avem aici prin inventar. Chestii, cred că am putea să pornim un foc pe aici pe undeva. Ia să vedem, breakdown. Hai să băgăm un breakdown. Dar cred că... Bă, deci o ducem foarte cu temperatura noastră. Va trebui să băgăm un first aid, un bandaj acolo. Use. Bag acolo pe mâna stângă. Ok. O vine aici. Și ce ne vom băga să facem mai bine? Cred că un foc. Foc, am spus.
Pot să fac un foc? Hai, tu nu am nevoie de chestia asta. Am nevoie să fac un foc, frate. Deci cred că mai am nevoie de niște lemne. Uite pe aici pe jos. Aș putea să iau. Îmi dau seama pentru că este destul de tineric afară. Ok. Deci bucata e lisa și putem să mergem acum și să facem un foc. Uite, bine, bine. Uite, bagă. Exact aici. Oh, și start fire. Să sperăm că vom reuși din prima, pentru că acum suntem foarte răniți, foarte obosiți. Și nu vom reuși să supraviețim foarte mult fără o sursă de căldură. Haide, haide. Pune și caracterul nostru odată cu noi. Să sperăm că putem. Uite. Ok, ăsta este deci un pat, deci putem să dormim puțin în el până se face dimineață. Ok, deci nu mai simțim atâta durere cât simțeam înainte. Astrid hasn't come looking for me. Astrid nu a venit să-l caute. Deci înseamnă că nu a putut. Because she's hurt. Deoarece probabil este rănită sau mai rău. Trebuie să ne ducem acolo sus și că să vedem pe unde putem să mergem. Uite, destul de multă materie pe ce pe jos ne vor folosi. Foarte, foarte mult, nici nu vă dați seama, poate. Dar vom avea nevoie. Ok, nu avem nevoie de acel crate, pentru că doar ne ia din timpul nostru, timp prețios. Pentru că nu este foarte bine să stai afară pe vremea asta. Cum am spus, jocul este destul de periculos atunci când stai afară. Dar putem să luăm mai multe materiale așa din mers. Mai mult nu pot să fac. Bă, hai. Fac din picioare și cred că putem să mergem pe buturuga asta. Ok, ok, așa. Uite, făceam mai multe lemne. I could probably climb that. Spune că ar putea să se cazere pe asta. Hai să o facem. Ok. Bă, jocul este disponibil pe Steam, nu știu dacă îl puteți găsi și în alte magazine, dar cred că dacă căutați ar trebui să fie. Să știu că îl puteți găsi și pe console, cum ar fi PlayStation sau Xbox. Puteți să luați și pe acolo. Să ne pățărăm și pe aici. Am spus ceva de mâncare. A, uite aici. Uite aici niște berries. Cred că am putea să le folosim. Harvest. Ele pe toate. Bun, deci cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!